Păi, vine iarna. Stai mă cu farfuria aia. Vine iarna și o să pun cât mai multe secvențe cu mine pe canal. Subscribe, like, clopoțelul să primiți notificări. Vă pup și vă aștept la număr cât mai mare. Unde pleci, drag? Mai stai? M-am săturat să fiu luată de proastă. Ei, nu vine să cred că o fată ca tine poate să ia țeapă. Cine ți-a zis ție că am luat eu țeapă? Păi se vede cu ochii liberi. Da, lasă că nici eu nu sunt mai breaz. Nicol mi-a zis să o aștept aici, că vrea să plutească, că nu știu ce și... Uite-te și tu ce-mi faci. Nu mai vin. Cum să plutească? Cu barcă. Auzi, eu zic să stai în banca ta, da? Că e mai bine așa. Ți-e frică că te mușcă? Poți să te conduc acasă? Am și eu mașină. Stai după fusta lui Nicol. Asta e mașina ta? Da. Ce nu-ți place? Cam fițos. Hai, mă. Mm-hmm. Știi că părerea ta nu mă interesează. Poate lui Nicol îi plac amorții ca tine fără niciun ban. Mie nu. Băi! Ce faci, mă? M-ai prins aici? Lui Nicol să zic că îi plac bărbații. Ce rea ești. Mai dăm că mi-a plăcut. Azi că o să te dresez eu și pe tine. Un pariu. Ce bine îmi pare. Să-l audă și el cu un jaf. Am la doua. Auzi, dragă? Dar de ce vrei tu să te măriți cu Mihăiță ăla? Deci care față de cățeluș? Mihai are și alte calități. Dar n-ai vrea să știi ce calități am eu? Te crezi că am șmecher, nu se pare? Foarte șmecher. Nu ți-a zis, Nicol, că sunt un bărbat cu resurse? Cât se pricepe Nicol la mărboază? Tu cât te pricepi? Cu cât cam? Hainele! Ce tot e altă? Hai, mă! Nu ce le așteptăm aici, am gândit la prieteni. Cum ordonă să vă? Deschide, Max! Max! Max, deschide! Max, haideți, mă, deschideți unul! Hai, mă, Max! Mâinițele, mă lași mine să respir? Hai să plecăm acasă, că ne-am distrat destul.
Să facem un dansel? Tare de tot. Da. Doar atât? Stai jos să nu obosești. Nu, n-am să obosesc niciodată, nu mai obosesc. Max, așa te cheamă, Max, nu? Ce nu vii să dansezi lângă mine? Hai să dansăm împreună, nu vrei? Hai, te-ți-am făcut loc. Te vezi atât de mic de aici. Nu vii lângă mine. Vezi să nu cazi de sus de acolo, zi-i-ți-o. Îți place de mine? Da? Ce-a zis să te trăgi la picioarele mele? Aici. Ce zici? Nu stai jos aici lângă tata. Oricum, acum sunt liberă, înțelegi? Sunt liberă și fac absolut ceea ce vreau. Hai, vină încoace. Libertatea truchipată, hai. Mi-e sete, vreau să beau. Dacă nu mai avem pahare. Dăm paharul ăla. Ești mai aproape. Te rog frumos. Te rog frumos. Auzi? Mi-ai pus seama în băutură? Te duci acasă. Ce faci, mă gonești? N-am chef să am conflicte cu tactul și așa am destule pe cap. Bine, plec dacă îmi spui ce mi-ai dat. Energizante, mamă. Dar dacă vrei într-adevăr senzații tari, să plătești cu adevărat, îmi spui și îți dau ceva mai puternic. Mă rog, adevărul e că a fost foarte bine când pluteam. M-am simțit ca un fulg. Auzi, Max, îmi place de tine, ești de gașcă. Mi se pare că papa nu e de aceeași părere. Asta e problema lui. O să facă infarct și o să-mi lase mie averea. Da, o să mă lase mie, mi-a promis. Tata? Mhm. Bravo. Surpriză plăcută? Nici o surpriză. Bănuiam eu că ai aranjat ceva. Ce-i sunt? Iar ești bosunflată? Ce, iar nu te mai vrea Mihaiță? Haideți la masă. De unde știi tu? O vrea sau nu? Am presupus. Merg ceva? Ben, dar unde ți-e gorila? Nițu. Am împăcat cu ea, stai niște. O să-i dau semnal să vină să mă ia, să-i văd și tata, o să-ți soapte. Fetelor, simțiți-vă ca la mine acasă. Beți, mâncați ce vreți, nicio problemă. Dar o să trebuiască să plătiți, că nu prea am bani la mine. Băi, like, subscribe, notificări, clopoțel, ca să ne uităm toți acolo la filmulețe, că sunt multe și mă bucur că urmăriți în număr atât de mare. Să fie bine, vă spun eu.